CSU Suceava păstrează șanse pentru rămânerea în Liga Națională de Handbal Masculin după primul meci susținut la turneul de baraj. Trupa lui Răzvan Bernicu a câștigat joi cu scorul de 26-23 în fața divizionarei secunde HC Argeș-Pitești. După un început slab de partidă, studenții și-au revenit în ultimele minute din prima repriză și au intrat la vestiare în avantaj, scor 11-10. Formația sugeveană a continuat jocul bun în partea secundă și a câștigat în final cu scorul de 26-23. Piteștiul s-a bătut de la egal la egal cu Oradea și le-am transmis băieților că nu va fi un meci ușor. Ne-am grăbit la început, am ratat 3 situații. Adversarii s-au desprins la 3 goluri, dar ne-am apărat bine pe finalul primei reprize și am trecut la conducere, a declarat antrenorul Răzvan Bernicu. În cea de-a doua etapă a turneului de baraj, formația suceveană va înfrunta vineri prim divizionarea CS Caraș-Severin. Sâmbătă, în ultimul joc de la Sebeș, CSU Suceava va întâlni gruparea CS Mecălăraș.